EasyLink este un sistem multimedia care este actualizat în mod regulat pentru a obține cele mai bune performanțe posibile. Apasă informații vehicul în meniul principal pentru a vizualiza informații legate de sistemul multimedia. Poți verifica presiunile din pneuri din secțiunea vehicul și poți accesa procedura de resetare selectând presiuni pneuri. Apăsând conducere eco, poți accesa datele privind consumul de combustibil pentru deplasările tale și punctajul pentru condus ecologic. Apasă aici în secțiunea sistem pentru a verifica starea actualizării. Utilizează meniul Actualizare software pentru a vedea versiunea software de la bord și numărul de serie al acestuia. Selectează Căutați actualizările pentru a accesa o listă de actualizări disponibile. Apasă Instalare pentru a începe actualizarea aleasă. Utilizează meniul Actualizare hartă pentru a vizualiza hărțile instalate în sistemul de navigare. Actualizările manuale de hărți pot fi fișiere mari și vor necesita o unitate flash USB. În final, pentru a reseta sistemul multimedia la setările din fabrică, apasă Resetare fabrică. Apoi apasă Da sau Nu pentru a confirma alegerea. Toate setările personale se vor pierde.